Vă salut din nou de aici din Megidia cu o nouă ocazie în care vă invit să citim împreună Sfânta Scriptură. Astăzi citim capitolul 11 și dacă deja avem zile bune de când citim câte un capitol pe zi, astăzi citirea ne va ajuta să învățăm ceva despre rugăciune. Pentru că cuvântul ne spune în felul următor. Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, Învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Ucenicii sunt curioși să învețe despre rugăciune. Probabil că Isus nu s-a grăbit să-i învețe până când n-a văzut în ei dorința aceasta. Acum ei și-au arătat dorința și Isus rostește ceea ce cunoaștem cu toții rugăciunea domnească. Poate vreți să o rostim împreună. El le-a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Versiunea din Luca este puțin mai scurtă decât cea din Matei. Isus le spune ucenicilor să se roage simplu tatălui cu credință și rugăciunea aceasta este de sigur, foarte adâncă, foarte profundă. Nu este contextul aici ca să intrăm în mai multe detalii. Dar el învață să se roage privitor la tatăl, la slava lui, să îi laude numele lui și să cheme împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Apoi partea a doua rugăciunii este spre nevoile personale, spre pâinea cele toate zilele, spre biruința în ispite, spre iertarea care vine de la Dumnezeu. Apoi le-a mai zis: Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice: Prietene, împrumutăm trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui, prietenul acesta îi răspunde: Nu mă tulbura. Acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Vă spun chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten. Totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Aici Domnul Iisus îi învață pe ucenicii săi să se roage într-un mod plin de credință, cu stăruință, cu insistență, cu convingerea aceasta că Dumnezeu va lucra. Nu pentru că Dumnezeu n-ar auzi, dar Dumnezeu vrea să existe în inima noastră, în urma rugăciunii, o pregătire a stării noastre lăuntrice, pentru ca să putem să primim bine cuvântările sale. Și ascultați, fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă îi cere un ou să dea un scorpion. Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer? Iisus îi învață pe ucenici să creadă că Dumnezeu are lucruri bune pentru noi. Poți să te rogi cu credință că Dumnezeu nu ți va da în urma rugăciunii tale ceva neașteptat care să-ți tulbure viața și să-ți strice viața. Dumnezeu știe ce este cel mai bun pentru tine. De aceea poți să te rogi cu credință, cu stăruință. Poți să insiști înaintea lui Dumnezeu și să-i ceri lui binecuvântarea. În plus, aici Iisus spune că Tatăl vrea să dea Duhul Sfânt celor care îl cer. Adică trebuie să-i ceri ca Duhul Sfânt să vină peste tine și în felul acesta să te lumineze și să te călăuzească în citirea Cuvântului Lui Dumnezeu și în toată trăirea vieții. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Era vorba de un demon care producea muțenie. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit. Omul acela era mut pentru că puterea diavolului era acolo. Și noroadele s-au mirat, dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul. Și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Oamenii au fost din polarizați când a fost vorba să răspundă la întrebarea cine este Isus. Iată că erau dintre aceia din poporul evreu care vedeau semnele și minunele și slava lui Dumnezeu și totuși l-au respins. Astăzi auzim oameni care spun, ei, dacă aș vedea o minune, aș crede. Iată, au fost oameni care au văzut minunile și slava lui Dumnezeu și și-au închipuit orice altceva, numai nu că Isus ar fi fost Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți cum privim la Isus și la lucrarea Lui, la minunile, la semnele pe care El ni le dă de-a lungul timpului. Isus le spune simplu, nimeni nu poate să facă astfel de minuni, să i libereze oamenii și să aducă împărăția și slava Lui Dumnezeu decât prin puterea Lui Dumnezeu. Acum un cuvânt scurt de învățătură pe aceeași temă. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost, dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruie, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de el. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Textul acesta poate părea puțin mai cifrat, dar mesajul este simplu de altfel. Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu vine și cucerește pe cel tare care până atunci stăpânea în viața oamenilor. În cazul acestui om mut, care era mut pentru că diavolul îi uh, uh, închidea gura să nu poată vorbi. Iisus spune, el vine cu putere peste el și diavolul este alungat și omul acela este eliberat. Împărăția lui Dumnezeu vine cu puterea și cu slava lui Dumnezeu. Și în continuare Iisus vine cu o explicație care face lumină privința aceasta. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută o dihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și stare de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tăi. Aici este un avertisment pentru omul care fusese eliberat și vindecat de Isus și pentru toți oamenii care au fost odată curățiți de Hristos. Dacă Dumnezeu te-a iertat și a scos din viața ta ceea ce este rău, trebuie să nu lași viața ta să rămână doar golită de lucrurile acelea, ci să fie umplută de prezența lui Dumnezeu. Altfel, dacă doar ai renunțat la păcat, dar nu te-ai apropiat de Dumnezeu, păcatul va găsi prilejul să vină iarăși și chiar să facă lucrurile să arate mai rău decât înainte. Așadar, să avem grijă toți, să dăm la o parte ce este rău și să ne umplem viața cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea. Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din orod și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele cele care te-a purtat și de sânii pe care îi subt. Și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl păsesc. O femeie vrea să dea glas bucuriei ei și aprecierii ei față de Domnul Isus Hristos și o fericește pe mama lui Isus care îl născuse, care îl purtase în pântecele ei. Dar Isus spune, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păsesc. Ferice de tine, tu asculți cuvântul lui Dumnezeu acum, dacă îl și păzești, vei fi cu adevărat fericit. Pe când oroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună, Neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa asta de la miază zi se va scula în ziua judecății, alături de bărbații acestui neam și îi va osândi. Pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi. Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Iisus avertizează lumea de atunci și cu atât mai mult lumea de astăzi. Le spune, au fost oameni din cetăți păgâne care au auzit un mesaj de la Dumnezeu și s-au pocăit. Oamenii din Ninive, au auzit propovăduiria lui Iona și s-au întors la Dumnezeu, au pocăit, s-au postit și și-au schimbat viața. Fiți atenți, suntem într-o perioadă de criză. Criza aceasta bântuie deja de multe zile pe întreaga planetă Și mulți oameni încă nu-și fac griji de sufletul lor și nu-l caută pe Dumnezeu, nu se pocăiesc de păcatele lor. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră în casă să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Ochiul este fereastra prin care intră lumina. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul este plin de întuneric. Ia seama, dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, în tocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Mesajul de aici al Domnului Iisus Hristos privește modul în care noi reacționăm la Evanghelie. Dacă noi o primim cu inima deschisă, lumina aceea intră în lăuntrul nostru și ne luminează. Dacă noi privim cu ochi răi, cu dispreț, cu nepăsare, cu indiferență, atunci rămânem în întuneric. Lumina lui Dumnezeu nu poate să pătrundă înăuntrul nostru. Capitolul acesta se încheie cu o mustrare fermă pe care Iisus o rostește împotriva celor care respingeau cuvântul lui Dumnezeu. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a șezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase pe mâini înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis, voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile voastre și atunci toate vă vor fi curate dar vai de voi fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciun prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Cuvinte foarte aspre, cuvinte directe, care merg ca, ca o sabie care taie adânc în obiceiurile, în ritualurile, în mândria pe care farisei o dezvoltaseră de-a lungul timpurilor. Oamenii aceștia se ocupau de lucrurile exterioare, dar nu se uitau la suflet. Pe din afară erau oameni foarte religioși, lumea îi aprecia, îi respecta, îi venera chiar. Dar în lăuntrul lor erau atât de multe păcate. Noi de asta citim Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne sfințim viața și să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne lumineze spre transformarea noastră. Nu doar ca să arătăm că mai facem și noi ceva religios acum, în perioada asta a sărbătorilor. Unul din învățătorii legii, a luat cuvântul și a zis, învățătorule, spunând aceste lucruri ne și pe noi. Vai și de voi, aici e vorba de teologii vremii. Vai și de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus. Pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcii grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuvințați faptele părinților voștri, că cei i-au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite proroci și apostoli, pe unii dintre ei vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii. De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați spus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi nu ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-l pună la stântoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațiuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui, pentru care să-l poată învinui. Tragic. Oamenii aceștia sunt confruntați de Isus cu realitatea păcatului din viața lor, cu atitudinea greșită cu care se apropie de Dumnezeu. Oamenii aceștia au ocazia să se schimbe. Însă, din potrivă. Se arată tot mai revoltați că Domnul Iisus dă la ivială fariseismul lor, adică uh, dublul standard, comportamentul lor, care nu era natural. Faptul că încercau să arate pe din afară ceva, pe când înăuntru nu treau gândurile rele și păcatul. Și iată că ei vin doar să le ispitească pe Isus, vin doar să încerce să-L prindă cu vreo vorbă și nu ca să primească cuvântul mântuitor, ca să schimbe viața. Dragul meu, primește cuvântul lui Dumnezeu în inimă, citește-l, ascultă-l, roagă-te, primește-l în inima ta, pentru că acest cuvânt să aducă transformare și viață veșnică.